Bună dimineața! Bună dimineața, măi! Dar ce surpriză drăguță! Cam bună târziu bună de cafea, dimineața. dar o asemenea cafea poți să chiar și spre seară. De... Dar nu-ți vine să bei asemenea cafea. Exact, asta am vrut să spun și prea. eu. Deci nu-ți vine să o bei, Care te vine? poți uita, o Că poți e frumoasă, e o poți poza, este Ca și cum mai un tablou de Picasso, ia! Da, mai ales fotografia cu tine este fix ce trebuie. Da. Uh, astăzi avem în platou un digital barista. Și noi învățăm astăzi ce înseamnă asta de la invitatul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce avem aici? În prima fază vorbim despre o imprimantă, nu? O imprimantă 3D mixată cu sistem de printare clasic, care folosește un pigment din morcov, beta-caroten, și ne ajută să facem acele latte arturi pe care artiști, barista, le fac după ani de experiențe și de antrenament, noi în 20-30 de secunde pregătim totul pentru o cafea perfectă. Atunci ai 20-30 de secunde maximum pentru a ne pregăti o cafea perfectă. Tu ai pregătit ceva înainte, nu? Da, am uh, pregătit niște poze cu oamenii din platou. Ia să vedem dacă reușesc colegii să și filmeze uh, display-ul pe care îl avem aici. <laughs> Suntem noi în imagini, imagini care pot fi imprimate pe cafea. Da, exact. Cum se întâmplă acest proces? Este foarte simplu. Facem o fotografie, o abladăm în platforma aparatului, în 20 de secunde este deja în aparat și apoi 20 de secunde se printează. Dar soluția folosită uh, pentru imprimare trebuie să fie ceva comestibil. Deci mm, ce da, avem acolo? este un uh, extract de morcov, beta caroten, uh -huh. un colorant alimentar din morcov. Și putem să Putem să și facem și morcov? o probă. Da. Să alegem da. Orice fotografie? Da. Haideți s-o poză cu busul. Cu toți.. Uh. Este un, un gadget foarte, foarte util pentru petreceri, pentru locații. Evenimente. Pentru Dar ce distrație. capacitate are? Uh, Câte cafele de genul acesta poți produce la un eveniment? Uh, cel mai mult am făcut 1500 de cafele în 4 ore, ceea ce transformă acțiunea de barista uh, și o grăbește. Ne ajută să facem mult mai multe cafele uh, de calitatea celor făcute de un barista specialist. Doar că în mult mai puțin timp. Practic, de data asta, mașinile ne ajută. Nu ne iau jobul. Fotografiile sunt încărcate, ai spus, pe uh, o platformă? Uh, fotografiile se pot abla da în aparat printr-o uh, printr platformă pe care o are. Uh... Să vedem cum reușim noi să arătăm aceste fotografii. Hai să vedem. Așa. Da. Așa... și poate mai încercăm, nu? Și pe tabletă acum se poate vedea și site-ul pe care puteți uh, Abla, intra, da. nu? Pe care puteți uh -huh, încărca. Uh -huh, uh -huh. Este gratuit? Tu plătești un abonament no. No, așa ceva? Nu, nu, nu. Nici nu trebuie la downloadat. Este o aplicație web-based pe care uh, În fotografia de pe cafea este busul cu Lavinia și undeva și, și în de... colțul celălalt ar trebui să fiu și eu. Și mai putem să mai încercăm cu o fotografie, Sigur. Într-adevăr, procesul nu a durat mai mult de uh, 30 de secunde, să spunem. Și ne povesteai că soluția folosită pentru partea de imprimantă este un extract de uh, morcov. morcov. Bun, dar foarte important, tu ai avut nevoie și de un aparat de cafea. Da, da, da. De înainte de de... să pregătim printul și să-l aplicăm, se folosește un... Folosim aceeași poză? Nu, o altă fotografie. Ok, te rog, alege tu. Ia să vedem... Uite, facem cu I like IT. Haide să vedem. Da. O să te rog doar să ai grijă să nu mai acoperi tu camera. Sigur, ca sigur, 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 sigur. Îmi cer scuze. Așa. Și acum dăm start imprimării, nu? Da. Cât costă o astfel de imprimantă? 2000, între 2.000 și 3.000 de euro, în funcție de dotările lui și de viteza de printare. Sunt trei modele disponibile pe piață. În funcție de uh, dimensiune și de viteza de printare, costul variază. Trebuie să folosești anumite pahare. Nu, asta? nu, nu, nu. Aparatul poate să printeze pe orice tip de pahar, de la cești de cafea până la halbe de bere, pahare de cocktail, ceea ce face aparatul utilizabil și pentru bere artizanală, cocktailuri, prăjiturele, înghețată, iaurt. Practic, orice produs comestibil poate fi așezat pe. Um, un pahar poate fi pus în tăviță și poate fi printat. Ai nevoie, totuși, de o cafea cu spumă de lapte? Da, trebuie să fie o bază albă deschisă la culoare, astfel încât contrastul pozei să fie puternic. Ok, o să încercăm să facem același lucru ca să se simtă cameră. Poate pura viitoare. Și să vedem. Bun. Am încercat acum să imprimăm sigla I like IT. Pe cafea, foarte simpatic Mulțumim foarte mult pentru prezența în platou Să știi că mai ai de făcut mult. Multe cafele în dimineața aceasta Sunt pregătit Mai, Sunt pregătit da, mai durează pentru puțin până la echipa. 10 Când ne vom revedea cu invitatul nostru de astăzi Și uh, atunci o să și încercăm Să încărcăm live câteva fotografii Pe platforma care ne permite Să realizăm aceste printuri Pe cafea, ne vedem la 10